Această lege, de fapt, ascunde atâtea matrapazlicuri și atâtea scheme, cât face numai chestia cu duty free-urile, care sunt reintroduse. Guvernul Sandu a desființat această schemă anul trecut, acum este reintrodusă. Este reintrodusă schema cu duty free-urile, pentru cine nu-i clar. Atunci era pentru șor, acum tot pentru șor. Nu știu, nu cred. Pentru cineva de la PD, de la PSRM, urmează să vedem. Chestia cu extragerea minereurilor, deja parcă am aflat. Deja se spune că ar fi domnul Nichiforciu, colegul dumneavoastră de fracțiune, care ar avea anumite interese acolo. Chestie cu tutunul. Exact, aceeași situație. Deci, avem scheme peste scheme și bani, țara arde, dar lumea bagă scheme așa pe deascuns, nu vadă nimeni. Și în același timp, dacă e să discutăm, pe de-o parte, schemele cetățenii le-au înțeles. Acolo e furt peste furt și reintroducerea la duty free-uri milioane, la tutun. În loc să lupți cu tutunul, mai ales când fumatul este nu doar dăunător, dar în condiția coronavirusului, dăunând plămânilor, îi face pe fumatori și mai vulnerabil. Deci un cinism nemai întrecut. Prieteni, și pentru că TV8 nu este doar o televiziune, este o platformă multimedia, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vă iubim pe fiecare dintre voi, de ce vă rugăm. Noi vrem să ajungem la 100.000 de urmăritori, de ce like și al toți prietenii să le spuneți să pună like și să urmărească canalul nostru. Noapte bună vă doresc!